Sunt foarte fericit că sunt aici și foarte încântat și apreciez și mă simt binecuvântat să fac parte din această călătorie și vă mulțumesc Thorsten că m-a invitat și pentru că suntem aici la Budapesta și acesta este orașul meu, așa cum a spus el. Încerc să fiu, știi, cea mai bună cea mai bună persoană pentru a arăta Ungaria lui Thorsten și tuturor celor care au venit aici, care au venit din Ljubljana, de exemplu, sau din, din, Slovenia, da. Deci, bună ziua, Europa! Criscut, guten Tag, Germania! Bună ziua, maghiari! Bună seara! Bună ziua, maghiari! Bună seara, Italia! Una dintre uh, întrebările pe care mi le pun cu adevărat în viața mea este de ce de ce sunt aici? Și la început, când am fost întâmpinat de informațiile life farm, mi-am pus foarte des această întrebare, foarte foarte des. Deoarece cred că de ce este cel mai important lucru? De ce este este cheia succesului nostru. Nu doar în marketingul de rețea, ci și în viață. În legătura noastră cu oamenii sau familia noastră, cu soția sau soțul nostru. Și ceea ce am descoperit a fost un proces. În prima fază, mă gândeam că wellness-ul este o legătură cu produsele Life Farm. Deoarece lucrez în acest domeniu de 17 ani, am fost conectat de la început. Dar wellness-ul era să mănânc bine, să fac niște mișcare, sport și fitness, să fac o meditație precum yoga. Dar văd wellness ca un tort mare. Una dintre. Piesele acestui tort este industria anti-îmbătrânire. Eram cu adevărat îndrăgostit de această direcție de câțiva ani și lucram în acest domeniu. Știu că de mii de ani oamenii încearcă să găsească soluția, știți? Cheia, știi? Cheia secretă pentru a fi tânăr și... Din această cauză am fost mai profund, am rezonat cu Life Farm din cauza produselor. Și știm foarte bine aceste produse pe care le avem și ce pot face. Dar uh, epigenetica este starea de timp mai... Profundă cu care am fost legat de Life Farm. Deoarece, atunci când am citit prima dată acest citat, ceea ce gândești este tradus în chimie care va determina ceea, ceea ce vei deveni. Pentru mine, aceasta a fost o revelație. Eu zic, wow, despre ce este vorba? Gândirea și acțiunile mele pot schimba literalmente calitatea vieții mele. Da, categoric da. Și o altă persoană, doctorul Mark Hyman, spune că expresia genică se poate schimba în funcție de ceea ce mănânci, de modul în care te miști, de gândurile, sentimentele și conexiunile tale sociale. Wow! Este un alt lucru pe care mă gândesc la ceea ce mănânc și dacă fac mișcări, bineînțeles că înțeleg. Dar care este legătura dintre sentimentele mele și între epigenetică și conexiunea conexiunii sociale cu epigenetica și ADN-ul meu și calitatea vieții mele? Așadar, mergeam mai adânc în cercetările mele. Și ceea ce, am, ceea ce am aflat despre produs, produsul Lemonine, știm că acest produs poate ajuta la regenerarea corpului nostru, a țesuturilor noastre, pentru a avea declarația homeostază înapoi. Se lucrează la nivelul celulelor STEM care care ajută la declanșarea unei întineriri foarte puternice, o întoarcere în timp, care poate ajunge de la 5 până la 10 ani. Avem o mulțime de imagini, videoclipuri, mărturii, mii de mărturii pe internet, pe YouTube, puteți merge pe YouTube. Și avem posibilitatea de, de a încetini procesul de îmbătrânire cu. Activitatea telomerilor. Știm că, dacă acest lucru este suficient pentru a avea o viață mai lungă, mă duc să aflu ceva cu adevărat interesant: zonele albastre. Acesta este un concept care m-a impresionat cu adevărat. Nu este nou. De câteva ori, mulți cercetători și oameni de știință au descoperit că există câteva puncte în lume în care oamenii stau în condiții foarte sănătoase și trăiesc foarte mult, mai bine de 100 de ani. Iar media este de 100 de ori mai mare decât procentul. De 500 de ori mai mulți oameni peste 100 de ani. Descoperirea pe care o voi arăta este că aceste mici orașe, mici zone au ceva în comun. Una este este în California, una este în Costa Rica, alta în Italia, în Sardinia, alta în Grecia, în Icaria și alta în Okinawa, Japonia. Uh, mă duceam mai adânc și am găsit ceva cu adevărat interesant. În Okinawa, Japonia, oamenii uh, au o filozofie de viață. Numele acestei filozofii este Ikigai. Ikigai înseamnă că tradus în engleză este să ți găsești motivul de a fi sau care este motivul pentru care te trezești dimineața. Acesta a fost punctul în care am înțeles că am am început să mă regăsesc mai bine în mine prin Life Farm. Deoarece, dacă te uiți la această imagine, avem patru domenii principale în viața noastră, care sunt foarte importante de atins în acțiunile noastre zilnice. Una este iubirea, ceea ce iubești cu adevărat, cealaltă este la ce ești bun, cealaltă este ce poți primi, pentru că avem nevoie de bani. Și de ce are nevoie lumea. Deci, dacă mă duc doar să analizez unul dintre aceste puncte pentru a vedea dacă acoperi în viața ta ceea ce iubești cu adevărat și la ce ești bun, o să găsim. Pasiunea, dar nu te poți mulțumi simțindu-te inutil. De ce? Pentru că nu faci ceva de care are nevoie lumea. Sau poți fi încântat și împlinit, dar falit, pentru că zona ta nu acoperă cercul pentru ceea ce poți fi plătit. Când voi analiza în viața mea toate aceste domenii, înțeleg un lucru pe care trebuie să lucrez zilnic în aceste domenii. Deoarece lucrez de 17 ani, fac meditație și lucruri în conștiința mea pentru a-mi schimba valoarea, viața și calitatea vieții mele. Dar când mi-am dat seama câte domenii din viața mea trebuie să pun în. Echilibru, trebuie să lucrez. Pot să vă spun ce am descoperit că era cu adevărat rostul. Și asta am vrut să vă împărtășesc, că atunci când văd logo-ul Life Farm, toată lumea știe cum arată. Dar găsesc acest lucru la un moment dat în Google și atunci am început să-mi dau seama că filozofia Life Farm este într-adevăr legată de Ikigai, de exemplu. Am început să fac niște cercetări și să le compar pentru a vedea dacă acești cinci stâlpi ai sănătății din filozofia Life Farm care sunt să fii sănătos și echilibrat în corpul fizic, financiar, etic, mental și emoțional, au un fel de legătură cu ikigai. Și am descoperit multe, multe puncte pe care le putem face. O singură întrebare. Crezi că avem ceva de care are nevoie lumea? Vă pot spune, da, sigur. Uh, trebuie să facem ceva pentru schimbarea lumii. Și cred că compania Life Farm, care se află în mâinile acestei familii, uh, le-am spus lui Vicky, Wixon și Winston, când ne-am întâlnit prima dată, petrecând separat timp de calitate cu fiecare dintre ei, am descoperit că a rezonat de la început. Acolo, viziunea, motivația lor, misiunea lor. Și pentru mine a fost la acel moment o întrebare. Această legătură între cei cinci piloni ai sănătății și filozofia Life Farm și Ikigai a fost o, o coincidență? Nu, nu cred în coincidență. Cred în sincronicitate. Și cred că sincronicitatea se referă la cineva undeva în viața sa care va face ceva care poate schimba regulile care pot schimba lumea. Sunt foarte bucuros că sunt alături de această companie și aflu că. Proprietarii au realizat că nu pot schimba ei înșiși lumea, și încep să atragă și să pună în Consiliul de Administrație al acestei companii oameni uimitori. Sunt foarte fericit că îi cunosc personal pe mulți dintre ei. Îmi dau seama că am o relație bună, o. Bună prietenie personală cu ei deja. Această, această companie este foarte distractivă. Este o combinație de 35 de ani de experiență în acest domeniu, viitorul vieții digitale și tot ceea ce se întâmplă acum, ce vezi online. Suntem online acum. Ce este acest cadou de 4 ani și jumătate pentru mine, împreună cu Life Farm, este ceva uimitor. Oameni fantastici pe care îi am în linia mea de sus. De exemplu, Irene Savchin este una dintre persoanele pe care le iubesc cu adevărat și mă reîncarc din energia ei. Și am în linia mea descendentă oameni extraordinari și fantastici care m-au ajutat să ajung la nivelul smarald pentru că aceasta nu este munca mea și vreau cu adevărat adevărat să le mulțumesc. și aflu că am mulți prieteni din multe țări care se află în linia mea transversală. În network marketing știm cu toții ce înseamnă asta. Și toată lumea este conectată cu Life Farm, cu mine și cu această călătorie. Momentele pe care le am în minte emoțional le pun într-adevăr într-o pungă care este fantastică. Cred că este ceva ce nu poate fi plătit din bani. Este un alt tip de valoare. Acum. Din cauza COVID-19, intrăm online. Nu este o problemă pentru noi, desigur. Desigur, nu este la fel ca și cum am fi fost împreună, dar începem să facem prezentările noastre online. Suntem conectați cu fiecare țară, cu Ungaria, România, Germania, Italia, SUA și cred că vom supraviețui și vom crește. Vom începe acest 2.0 Life Farm împreună. Când invit pe cineva în Life Farm, nu îi invit să ia produse sau să câștige bani. Îi invit într-un club. Îi invit într-un club foarte distractiv, în care conștiința oamenilor începe să lucreze asupra lor și a ikigaiului lor pentru a afla de ce și pentru a crește împreună, pentru că cred că avem o muncă extraordinară de făcut în noi înșine. Ce simt și ce văd e că tot mai mulți oameni sunt deschiși să facă parte din acest club. Deci, așa cum ți-am mai spus, de ce să lucrezi la de ce? Și în fiecare zi lucrez la mine pentru a fi mai bun în toate aceste domenii ale vieții. Pentru că înțeleg semnificația. Nu pot fi în integritate pentru a invita oameni în acest club dacă nu lucrez la aceste niveluri și dacă nu sunt conștient și nu sunt perfect. Și întrebarea mea este: dacă vrei să descoperi acest lucru. Așa că punem de ce ești aici, în Life Farm? Pentru că un lucru este sigur. Dacă îți descoperi Ikigai-ul sau de ce, vei fi uimit de modul în care oamenii vor reacționa atunci când îi vei invita, pentru că totul este energie, va pătrunde în aura lor și acesta va fi un alt nivel. O altă calitate a Life Farm-ului tău. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Sunt foarte recunoscător, Life Farm, pentru că sunt aici. Mulțumesc, Thorsten, și găsiți-vă de ceul. Găseșteți Ikigai-ul. Mulțumesc foarte mult!